Bun găsit! După episodul de caniculă, va urma o perioadă de instabilitate cu ploi, furtuni și grindină, iar temperaturile vor fi în scădere. Să urmărim detaliile. Așadar, astăzi vremea se va răcori semnificativ în regiunile sudice, vestice și nord-vestice, pe unde va ploua torențial. Sunt șanse de vijelii puternice și grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 40-60 de litri pe metru pătrat. În schimb, în sud-est va fi în continuare cald și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 31 de grade. În capitală va fi cald, însă aerul va fi totuși respirabil. Temperaturile mai scad puțin, mai mult de atât, sunt șanse să plouă spre seară. Maximele vor urca până la 30 de grade. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 24 de grade se vor înregistra la Timișoara, 28 de grade la Craiova, 29 de grade la Constanța. La munte găsim atmosferă instabilă, aversele apar mai întâi în masivele vestice, pe unde va fi mai răcoare, apoi va ploua în toată zona montană. Vor fi cantități însemnate de apă, condiții de grindină și vijelii. Prin stațiuni, maximele ajung la 17 grade la Sinaia, 20 de grade la Predeal și la Poiana Brașov. La mare rămânem cu vremea caldă și frumoasă pentru plajă. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 31 de grade, iar apa mării va avea valori de 27 de grade. După valul de caniculă din ultimele zile, un ciclon de origine polară afectează anumite zone din Europa prin scăderi masive de temperatură. Așadar, chiar și în peninsula iberică vor fi diferențe de temperaturi, în nordul Spaniei vremea va fi instabilă, cu ploi și furtuni, iar în rest nu vor fi schimbări notabile, vremea se va menține caldă. Însă în țările din nord-vestul continentului atmosfera va fi răcoroasă, cu ploi locale și se vor înregistra 22 de grade la Paris, 19 grade la Bruxelles, 20 de grade la Londra. În nordul Europei, în continuare, vor fi temperaturi scăzute și averse, însoțite de descărcări electrice, cu maxime de 18 grade la Copenhaga, 16 grade la Oslo. În centrul continentului va fi mai frig decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu ploi și vijelii, iar în sud-est temperaturile vor marca o scădere. În rest, nu se vor modifica semnificativ, maximele ating 21 de grade la Viena, 25 de grade la Roma, 35 de grade la Atena. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. În vest și nord-vest, precum și în zonele montane și submontane, vremea va fi răcoroasă și va ploua torențial, în special în Maramureș, pe unde se vor cumula cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Spre seară, ploile vor cuprinde și zona Munteniei și a Dobrogei, iar vântul se va intensifica pe parcursul zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info.